Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la încă un episod de Colony Survival pe lumea noastră frumușică. Abia suntem și noi câțiva în colonia noastră, suntem vreo 3-4, nu, cred că, da, 4 suntem, mă rog, cu mine 5. Băi, hai să vedem. Deci, ultima dată i-am pus pe ăștia să adune niște mâncare, îl avem pe tipul acela care cică ne protejează și îl avem pe tipul acesta care cică el gătește. Acum... Dacă ne uităm noi aici, este puțin, pe ce dădusem, click dreapta. Needs... Unde pleacă, mă? E noapte. Deci zice, needs gold ore, iron ore și bricks. Nu știu exact ce se întâmplă aici, încă nu mi-am dat seama cum să-l fac pe ăsta să ne facă niște pâine. Pentru că avem ingredientele necesare, dar avem nevoie de pâinici. În fine, știm că pe timp de noapte vor veni niște zombi... Facem o la punere să cațără. Vor veni niște zombalăi pe timp de noapte... Ca să, mă rog, ei vor încerca să ne omoare. Așa că eu zic că n-are rost să mai stau să apăr aici. Mă voi duce jos de tot în mină. Da, deci asta nu am făcut, e ceva nou. Vom încerca să facem o mină. De fapt, mai bine zis. Așa că hai să spargem chestiile acestea. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de la episodul anterior. Mă bucur să văd că vă place joculețul. Astfel vom face mai multe episoade. Acum, în jocul acesta, eu v-am zis, nu este chiar așa mult conținut, adică nu avem chiar atât de multe lucruri de făcut, dar vom încerca să facem așa ușor, ușor, câte puțin din toate. Țelul nostru principal este să ne facem o bază care să arate cât de cât decent. Cum făceam, mă? Deci era pe 4, așa. Să arate cât de cât decent. Un castel, ceva, habar nu am. Dar vreau să înfrumusețăm locul. De ce ne ducem noi sub pământ? Ne ducem sub pământ ca să vedem dacă ajungem să luăm niște minereuri, deoarece s-ar putea să avem nevoie ca tipul ăla să prăjească pâinea. Poate n-are cu ce să prăjească sau nu știu, habar nu am cum funcționează. Așa că nu știu dacă a fost cea mai inteligentă mișcarea mea să mă duc pe timp de noapte, pentru că nu știu dacă unul singur poate apăra toată baza. Cam asta e faza, dar am ajuns jos de tot. Chestia asta nu se poate sparge. E un fel de bedrock. Și acum ne ducem ușor și spargem peste tot. Da? Spargem peste tot și vom găsi pe podea niște minereuri. Cum vedeți aici, hai să punem o torță. Și ce naiba e asta? Asta este... Oh, clay. Poate avea nevoie de clay tipul ăla, că e apărat deasupra capului, știți? Hai să luăm 10 clay. 7, 8, 9... Și poți să aduci niște muncitori să vină să lucreze aici și să adune pentru tine. Ok, hai să mai extindem puțin mina asta a noastră. Oh, ce e asta? Asta e coal? Zic că e coal. Cărbune? Ok, yeah, cărbune. Cred că avea nevoie de cărbune ca să prăjească pâinea, nu? Că doar nu putea să o prăjească din nimic. Așa că o să luăm 10 bucăți de cărbune. Și v-am zis, le punem în stockpile, adică în bază. Voi nu vedeți de fața mea, dar în spatele capului meu, unde e facecam-ul, îmi arată... Nu, ne-au murit oamenii! Nu! Sau, ce? Ne-au murit oamenii! Jesus Christ! E că pot să angajez alții, n-ar trebui să fie o problemă, dar cum de m-au murit? What? N-am fost pe fază. Poate i-au murit un zombie? Poate a urcat pe aici? Ce naiba s-a întâmplat? Hai să vedem. Asta ar trebui să-l... Ok, l-au omorât. Nemernicii ce-au făcut. Nu, avem mâncare, deci n-ar trebui să fie problemă. Dar au murit prostovanii. Ia, dacă stau aici. Bă, nu știu exact să vă zic. De ce au murit? Au murit în somn, au avut coșmaruri, ce s-a întâmplat? Hai, bă, trage. Vedeți că vin mai mulți zombalăi. Dar asta ar trebui să se ocupe, știi? Oricum, nu sunt sigur dacă zombii pot să se urce pe aici, dar vom mai duce, vom băga un strat de la pe deasupra. Și nu vor putea să se urce 100%. Dar, da, chiar sunt curios cum a murit. Adică dacă eram lângă, probabil puteam să văd. Habar n-am, băieți, ce s-a întâmplat. Poate ăsta e un agent secret și cât timp am fost eu plecat, eu omor pe ceilalți. Și eu acum cred că eu omor zombiul, dar poate ăsta eu omor pe ceilalți, nu doar glumesc. Oricum se face zi și mi se pare că putem să angajăm alții, adică... asta e, suntem și noi începători aici, se mai întâmplă. Deci avem nevoie de... Nu, stai. Recruit. Ok. Could not recruit a new colonist, not enough food in stockpile. Ne avem destulă mâncare. Bă, știi, partea bună e că eu cred că pot să prăjesc personal mâncarea.
Nu sunt foarte sigur, totuși. Hai să vedem. Dacă fac eu așa. Cum prăjesc mâncarea asta? Ajutați-mă! Ar trebui să pot să o prăjesc și eu singur. Zim că vine ăsta încoace și nu se duce pe câmp aici. Bosulică, știi vă să prăjești mâncarea? Hai să-i punem la loc aici. Asta face clay? Boss! Bă, poate n-am pus noi ce trebuie. Cred că n-am pus noi ce trebuie. Oh, nu cred că am pus noi ce trebuie. Bosulică, pleacă-vă de aici. Cară-te. Du-te la tine acasă. Asta ne trebuia nouă. Asta aia nu mergea. Bă, vină-mă înapoi. Da. Aia era, înțelegeți? Aia nu mergea, mă. Ok, oricum, avem mâncare acum. Zic că pot să fac... Taste good. Ok, păi dacă taste good, nu pot să fac eu? Avem o problemă aici, înseamnă. Stai să vedem. Cum ne fac eu mâncarea? Nu pot să fac eu? Stai. Poate trebuie să dau click pe chestia asta? Jesus Christ. Și nu avem mâncare. Cum îl facem pe ăsta? Bă, bosulică. Poți să te duci să faci mâncare? Oare dacă spargem... Stai. Remove area. Remove area. Deci aici nu mai lucrează nimeni. Du-te și fă pâine. Așa, 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 așa. Du-te și fă pâine. Fă-ne de mâncare că murim aici, fără tine. Fără mâinile tale agere. Gata, mă, ne face de mâncare. Suntem sănătoși, băieți. Bun, deci avem destulă mâncare încât să mai putem angaja și alți... unde n-ai băi pâinea? Bă! Stai. Pâinea unde e? Bă, nu zic o mărâși tu. Ok. Aaa, craftează și apoi pune. Bravo, bă, băiatule. Hai că ești bun. Sunt chestii care o să ni se întâmple pentru că sunt începător în jocul ăsta, știi? Și nu mă pricep chiar atât de... Auzim că pot să pun. Stai. Nu. O să pun deasupra? Nu, cred că trebuie să sparg chestiile astea. Aaa, trebuie să sparg eu manual toate chestiile astea acum, băieți. Trebuie să scoatem toată ferma. Nu cred că merge să punem, pentru că trebuie să punem pe pământ. Și ăstea ocupă spațiu, dar le scoatem repede. Sunt mici probleme care ni se întâmplă pentru că suntem începători, din păcate. Dar... măcar acum știm cum să facem mâncare. Îi pusesem eu aia greșită. Deci, ce i-am pus eu prima dată, de el încerca să facă clay. Da? Aia o pui jos în mină. Când angajezi un miner de la... Trebuie să mai angajezi încă unul să-ți prăjească minereurile, să zic așa. Pentru că nu... Unul minerește, unul prăjește. Deci nu poate să facă aceeași persoană două chestii. Nu înțelegeți greșit. Ok, și acum ar trebui să funcționeze. Deci punem... Așa. Bravo, bă, băiatule. Și acum avem și mâncare. Putem să mai angajăm un... de fapt... Ăștia nu trebuie să fie lângă steag ca să-i angajăm. Putem să dăm direct așa, recruit. Și? Ia uite-l, mă, pe boss. Ce nu-ți convine, mă? N-ai mâncare? S-a făcut deja tot... Doar 19? Ok. Cred că avem o mică problemă. Nu știu ce vrea să facă ăla mai exact, dar... Cred că avem o mică problemă. Vom aștepta... Fiți atenți, mâncarea asta mi se pare că e aproape crescută sau durează 2 zile? Nu știu exact ce se întâmplă. Hai să punem astea în stockpile. Așa. N-avem foarte multă mâncare și asta e o problemă. Trebuie să mai supraviețuim câteva zile, din păcate, până facem mai multă mâncare ca să ne extindem. Dar voi încerca să colectez eu mâncarea de aici. Mi se pare că merge. Ați văzut, mâncare nu cred că merge să fac, dar cred că pot să colectez resursele alea de acolo, deci nu e problemă. Acum, o altă chestie pe care am văzut-o eu acolo. Știți ce am putea noi să facem? Fiți atenți. Am putea, deci noi practic... Pe aici, hai să punem, de exemplu, dacă luăm noi planks, da? Și punem lemn pe jos. Nu merge să pun lemn pe jos? Ba da. Trebuie să facem ceva în genul acesta. E? Și astea le facem adânci. Sunt curios dacă o să e calculatorul atât de prost încât o să cadă efectiv în gaură. Sper că nu. Stai. Gaură aici n-am făcut-o. Ok, vreau să văd ce se va întâmpla.
Deci, practic, acum zombii n-ar trebui să mai poată... Vedeți ce vreau să fac? Adică, poți să ieși doar pe aici, pe aici nu. Hai să facem gaura asta de două blocuri. Da, adică mă duc eu așa și începem și spargem în jurul bazei. Tot. Zicea cineva în comentarii la episodul anterior dacă se poate, dacă există lavă în jocul ăsta ca să pui aici prin găurile acestea, dar nu cred că există lavă în joc. Dar știu că există apă, însă nu știu dacă o poți colecta, din păcate. Așa că, intrăm la noi în bază, ești proști? Ok, băi, asta nu știu exact ce o să-i facem, adică, hai să punem noi, așa, și o să ne ducem, gen, nu, stai puțin, păi am dat la noi în bază. Deci noi când coborâm așa, am dat de o mică bubă, am putea să o colim pe lângă, nu, sau, cum să facem? Pentru că dacă noi coborâm așa, da, ia, dacă fac o gaură de 2, o să facem gen, dar n-ai cum să urci. Nu mai ai cum să urci după aia. Ia să vedem. Hai să lăsăm așa, momentan. Aici lăsăm așa. În rest spargem. De fapt, așa. Așa. Ne ocupăm noi după aia, pentru că mi-a prea mult timp să mă gândesc acum și eu vreau să fac altceva, nu să repar mina. Vreau să văd dacă vor, nu știu, cad zombi în gaură asta. Adică nu știu dacă sunt destul de inteligent să treacă pe lângă sau dacă vor pur și simplu cădea. E interesant că poți să scoți repede blocurile. Deci poți să modelezi cum vrei tu. Hai să vedem, așa. Bun, deci tipul ăsta nu mai poate să facă niciun pic de mâncare, din păcate, pentru că nu mai are mâncărică de asta. Semințe sau cum se traduce wheat? Nu mai știu, nu vine acum în română traducerea, dar înțelegeți la ce mă refer. Avem și stone bricks și uitați-vă, cu stone bricks voiam să mă duc eu în genul acesta. Voiam să facem așa, vedeți? Și să venim, pac, și n-au cum să urce zombie la noi în bază dacă facem chestia asta. Înțelegeți voi? Opa. Așa. Acum, baza nu e baza, adică e doar un pătrat, dar o să cad în gaură aici. Vreau pur și simplu să ne apărăm pentru început. Și apoi o să înfrumusețăm noi baza. Am văzut pe Steam, pe workshop, nu pe workshop, acolo unde pun jucătorii poze. Așa, și-au făcut castele, și-au făcut o groază de chestii. Unii. Ok, bine că avem destul de multă piatră. Da, și mai avem. Deci putem să astupăm aproape tot. Și zombalăii n-ar trebui oficial să mai poată urca. Ia să vedem noi. Până aici și putem să punem torțe ca să avem lumină. Bă, la fix mi-a ajuns, uite-te și tu. Până la ultima. Și aici e intrarea. Vom mai modifica noi după aia, dar hai să punem așa, foarte multă lumină, vedem foarte clar. Băieții s-au dus la culcare și vreau și eu să văd... A, da, acum nu mai pot cățăra eu. Ok, hai să punem o bucată de... Punem așa să ne cățărăm deasupra și nici nu mai pot să ajungă zombii la mine. Vreau să văd eu cum au murit ceilalți, că sunt tare curios. Ori au rămas fără mâncare, dar avem mâncărică de asta. Mi se pare că ei consumă zilnic un anume număr de mâncare și sunt curios dacă mâine cât că o să crească chestiile alea de acolo. Deci nu este rău deloc. Am putea să înlocuim podeaua cu lemn ca să arate mai bine. Ce părere aveți de asta? Adică, na, momentan mă uit după zombală. Ia să vedem cum reacționează zombiul ăla. Știe să vină direct aici? Pe acolo e gaură, deci dacă a picat, dacă a căzut în gaură, nu mai este. Acolo a rămas. Știe, bă, prostovanul. Ăsta ar trebui să se ocupe de el. Dacă nu, am eu arcul pregătit ori... l-a scos repede, mă. Mai avem unul în spate, dar n-are cum să urce la noi. Ia, poate să intre prin mina asta? Nu poate, că am astupat eu aici. Dar... ia. Unde e, mă? Uite-l, mă, că acum o colește fraierul. Nu mai vine direct. Direct peste noi. Știi, aș fi putut să fac eu... Arată urât chestia asta, aș fi vrut să o conectez oarecum, dar după aia nu mai intră ăștia în bază. Uitați-vă și voi, dirt-ul ăsta zici că e un fel de podea, de aia
Prești, adică nu știu, are... Vedeți că se vede? Oh my god, ok. Vine mă zombalul ăla sau ce va face? Ia. Yeah. Hai bosulica, uite mă că nu mai cade în gaură. Acum știe să acum detectează pericolul. În gaură aia cred că intra pentru că putea să iasă, dar de aici nu mai poate să iasă. Și să vedem pe ăsta cum reacționează. Băieții, dorm liniștiți, n-au treabă. Oh, mai vine încă unul. Ia să-l vedem. Ce faci, bossia? Elimină-l. Cam greu. Se mișcă cam greu ăsta. Ce naiba ia atâta? Elimină-l și pe boss. Ok. Trage! Ok. Deci, când o să avem doi acolo... Wow, când o să avem doi acolo, cu siguranță se vor apra ușor. N-ar trebui să fie nicio problemă. Ce zombalău prostovan. Trage! Dar nu știu cum au murit ei atunci când am... Bă, dar vin cam mulți, nu credeți? Cam mulți zombalăi, pe bune. Mâncare pe zi. 15 de astea de mâncare pe zi? Bune? Înseamnă că a rămas fără mâncare sau ce? A, nu cred că aveam destul de mâncare atunci. În fine, vreau să se facă zi și hai să punem lemn pe jos să vedem cam cum ar arăta aia. Poate vine un zombie de ăsta peste mine. Hai să înlocuim aici la intrare să vedem cam cum ar arăta. Oricum se face zi și zombalăii vor dispărea. Bă, arată binișor, nu știu de voi, dar mie îmi place. Ce părere aveți? Iată ce frumos se vede. Încă îmi place, băieți. Încă îmi place. Hai că se face dimineața, se trezesc ăștia. Sper să facem râzi mai multă mâncare, pentru că la momentul de față cam avem probleme cu mâncărica. Nu mai e niciun zombalău? Nu mai e nimeni. Și a crescut. Și cum o colectezi, e întrebarea. Ia să vedem. Deci avem 2. 3. Ah, o pot colecta eu. Ok, ok, ok. Deci cred că cel mai bine era să mai așteptăm o zi, nu să scot... nu să scot aia de acolo, pentru că ar fi crescut paiele astea sau ce naiba ar fi. Așa că hai să scoatem noi repede. Momentan fac eu manual, dar nu mă deranjează. Nu mă deranjează deloc. 18 mâncare, ok. A, începe la să facă iarăși mâncare, că avem de-astea. Bagă, bagă, bagă mare, fă multă mâncare, că avem nevoie. Avem nevoie de multă mâncărică. Scoatem repede. Ok, și acum selectăm iarăși, ne ducem aici, bum. Și trebuie să mai angajăm pe cineva. Cam asta este problemuța. Și cred că o să avem nevoie de 3 de alea de mâncare. A, de ce mă duc mereu aici? Deci recruit, pac, vine ăsta. O să mai avem noi nevoie să mai angajăm pe încă cineva să ne apere aici. Ăsta mai are săgeți, are 180 de săgeți, deci n-ar trebui să fie nicio problemă. Nicio problemuță. Ok, de aici o să vină așa o ieșire. Pac, frumos, am putea să facem, știi, am putea să facem gen, să punem lemn pe jos. În mijloc să facem o statuie, ceva, o fântână, nu știu exact. Și să fie cu lemn așa în jurul, știi, gen să vină un drum în partea aia sau să vină pe la jumătate. Să înconjurăm astea cu lemn, să facem așa un layout, să-i zic, nu știu cum vine pe românește, dar... înțelegeți voi la ce mă refer. Acum, cred eu că... Hai să mai facem una tot așa, în continuare. Deci aici o să vină lemnul și... wheat. Da. Pac. Și o să vină încă 80. Perfect. Dar nu momentan. Ăla plantează repede pe jos. Noi spargem pe aici. Să punem lemn. Adică e destul de basic jocul, dar nu știu, personal îmi place. Adică e distractiv, nu știu ce să vă zic eu vouă. O să ne mai uităm și la itemele noi imediat, să vedem ce putem să mai facem noi nou pe aici. Lemn putem să facem rost foarte ușor, adică doar spargem copacii, aia îi tăiem. O să plantez eu astea pe jos, aia e întrebarea mea. Oh, perfect, pe ce am nevoie de om? Nu mai fac eu băieți, mă ocup eu de fermă. Până când ne punem pe picioare cu mâncarea. Cam că am irosit ceva mâncărică. Pentru că ne-au murit oamenii. Te costă 5 de alea de mâncare când angajezi pe cineva, să zicem așa, când îl recrutezi. Și ne-a cam ars că am angajat vreo
3, 4, 3 cred că erau. Sau 2. Și ne-a luat cam multă mâncare. Bă, dar avem multe semințe. Îți dă și semințe când recoltezi? Când au crescut la maxim? Cred că da. Ok, bă, mai mult nu putem să punem. A, bă, da, putem, că mai avem 100. Ok. Hai, ocupați-vă voi, băieți. Deci avem 3 de astea de mâncare. Mâine mai crește aici. Avem mâncărică destul de multă. Deci, putem, ne mai permitem să angajăm pe cineva. Hai să spargem asta aici. Ok. Și vom pune încă un quiver. Ne ducem, pac, luăm quiverul, îl punem, luăm quiverul, pac, îl punem jos. Foarte frumos și îi mai trebuie un arc tipului și mai angajăm încă unul. Bun. Unemployed. Wait, what? Could not recruit a new colonist, not enough free beds. Ah, corect, trebuie să mai facem paturi. Ok, ne trebuie paie. Nu mai e problemă, avem destule, 2 paturi ne mai trebuie. Ok. Care e patul? Așa. Bun. Punem aici, nu avem treabă. 2 paturi noi. Recrutăm iarăși. Could not recruit new colonist. Stai. Deci tipul ăla se duce la mâncare. Colonist left. Stai, poate nu merge să-i recrutez așa repede. Could not recruit a new colonist, not enough food in stockpile. Pa bune, a rămas fără mâncare! Holy fuck! Ne consumă prea multă mâncare. Cred că la final de zi mănâncă ăștia și consumă toată mâncarea sau ceva de genul. Oh god. Ok, asta nu e de bine. Vor veni foarte mulți zombi în noaptea asta. Vor veni o groază de zombalăi în noaptea aceasta. Am mai înfrumusețat noi baza oarecum puțin de tot. De fapt am făcut pătratul complet, să zic așa. Am putea să facem noi așa, ia. N-arată cine știe ce, dar mai înfrumusețăm noi și în dățile viitoare. Eventual, știți ce am putea noi să facem? Nu, stai să punem piatră. Știți ce am putea noi să facem? Am putea să facem niște turnuri aici și să se urce ăștia în turnuri. Ce părere aveți? Adică să încercăm să facem un fel de castel. Spargem aici și îl facem înalt și facem un fel de turn. Facem niște turnuri și ăștia vor sta automat în aer și se vor putea. Adică dacă, imaginați-vă să avem pe partea asta din față vreo 5-6 sus de tot și să tragă toți cu săgeți. Mamă, nu i-ar opri nimeni. Ce trebuie să mai facem noi acum? Trebuie să mai plantăm niște mâncare, cam asta e faza. Pentru că rămânem efectiv fără. Deci noi mai avem 180 de semințe. Hai să le iau eu așa. Și să... Să... Mai plantăm. Stai. Așa, 72, 80. Și să mai plantăm niște semințe aici. Nu. Trebuie să mai plantăm niște semințe. Pentru că avem nevoie de foarte multă mâncare. Eu n-am realizat în jocul ăsta de câtă mâncare e nevoie. Dar uitați-vă cât de repede mă mișc eu. Față de un bot de ăla care e super încet. Zici că am intrat în priză. Eu am plantat și unde nu trebuia. Ah, poți să plantezi oriunde vrei astea? Nu-ți trebuie zonă specială? Așa putem să le plantăm pe iarbă, dar nu știu dacă o să crească. Bă. Merge sau nu? Ok, deci acum pentru următoarea zi... Așa, stăteam eu pe el și nu mergea. Pentru următoarea zi avem destul de multă mâncare. Cred că o să dureze 2 zile să crească asta toată. Deci mâine o să crească asta, face la niște mâncare ca să mai supraviețuim. Și abia de ziua următoare, când cresc astea 3... O să o ducem binișor cu mâncarea, zic eu. N-am făcut... Oh, God. Ajutor! E că pot să sparg astea. Va trebui să facem un fel de scară pe aici. Trebuie să mă gândesc eu la un alt design al bazei. Pentru că arată puțin cam ciudat la momentul de față, dar nu e chiar de rău. Adică, momentan, funcționează. Asta ne interesează. Nu ne interesa designul, ne interesa să funcționeze. Și după aia vedem noi. Mi-ar fi plăcut să pot să-i fac pe ăștia să lucreze în altă parte, gen... Bă, să nu mai gătească ăsta pe timp de noapte să-l muncească, știi, ca prostălău de ăla. Adică fiecare e cu jobul lui aici, știi? Nu pot să-l pun pe ăsta să-și apere momentan. Dar o să încheiem noi episodul aici. Avem 22 de mâncare. Abia mâine, că mai facem vreo de ceva mâncare, habar n-am. Adică ori mor ăștia de foame. Dar acum știu exact de ce avem nevoie. Deci ne trebuie foarte multă mâncare. Pentru că inițial nu mă așteptam că necesită așa uri. Gata, la somnic, băieții. Mai avem un cuiver aici, sunt curios dacă se duce cineva să apere.
Nu. Nope. N-are nimeni nicio treabă. Bine, mă. Doar asta s-o ocupă. Bine că suntem doi și pot să apar eu fără probleme. Dar... Opa. Pot să sar. Și dacă stau eu deasupra aici, nu intră absolut niciun zombie, indiferent de câți vin. Pentru că tragi odată și cu o singură săgeată îi omor. Deci n-ar trebui să fie nicio problemă. Totuși o să încheiem episodul aici ca să nu vă mai plictisesc și cu noaptea aceasta. Și din episodul viitor, cred că o să joc off-camera câteva nopți până crește mâncarea. Și din episodul viitor vom fi destul de ok cu mâncarea și cu toate cele. Și o să putem să continuăm să ne ocupăm de chestiile astea noi. Să ne facem, să facem rost de câțiva mineri și tot așa. Facem și un topor, mergem să tăiem lemne, workbench și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea la viitoare. Pa, pa!